zic că sunt descoperiți. În ceea ce privește Cupa UEFA, eu zic că Rapidul merita să meargă în Cupa UEFA, la fel cum merita și Brașovul, Rocarul, după ce fotbal a... În București, pe Ghenci, acolo unde Steaua își savura titlul de campioană. Atenție, apoi... asta m-a impresionat, în fața unui stadion ca pe vremea viteziștilor. Exact. E impresionant. Iar doar atât am avut să spun și cu asta am încheiat scurta caracterizare. Pentru mine decepțiile, în primul rând FC Argeș, care a apărut să nu vrea cupele europene, și Universitatea Craiova, o formație care a cochetat cu titlul de campioană pentru a sfârși în anonimat. În Ghenci, acolo unde Steaua primea medalile și tricole de campion, o zi, o seară a familiei Pițurcă, antrenorul, managerul general cucerea primul titlu din cariera sa de antrenor, iar băiatul acestei, Alexandru, debuta la echipa campioană cu un gol pe prima scenă a fotbalului românesc, ceea ce nu este puțin lucru. Așadar,